Bun găsit la un nou sezon al emisiunii noastre, al șaselea. 2019 a început în forță cu o nouă revoluție financiară, dublată de instalarea unei noi conduceri la fisc, dar și de îngrijorări privind perspectivele bugetare. Vom avea suficient timp, săptămână de săptămână, să detaliem fiecare dintre aceste noutăți, fie că este vorba despre majorări de taxe sau de tarife, sau de pensii și salarii. Însă, începem anul cu o ediție specială, o lecție de economie aplicată. Vom afla cum a supraviețuit în economia de piață și cum se menține profitabilă una dintre întreprinderile românești de tradiție și mai ales cum se poate funcționa fără credite și datorii. Este vorba despre o societate listată la bursă la care statul român este acționar majoritar, IAR Ghimbav din județul Brașov. Tradiția aeronautică românească începe la Brașov în 1925, a fost întreruptă de război și reluată la finele anilor 60. În regimul comunist, IAR Brașov a cooperat cu firme din Franța și Marea Britanie. În 1970 a devenit fabricant de elicoptere pentru uz militar și civil și din 1978 singurul fabricant mondial al versiunii militare a elicopterului Puma. La Brașov s-au fabricat sub licență franceză sute de elicoptere exportate în țări din toată lumea. În 1990, întreprinderea, care avea 4.000 de salariați, a intrat într-un proces dur de restructurare. Azi este specializată în mentenanță, reparații și reparații capitale pentru elicopterele Puma și Alouette 3. Are 390 de angajați, un salariu mediu brut pe companie de aproximativ 6.000 de lei, o producție anuală de circa 300 de milioane de lei sau echivalentul la 60 de milioane de euro. Asigură multiple servicii post-vânzare și este implicată în fabricarea de ansamble, subansamble și piese pentru diversi producători din industria aeronautică mondială. Iar în noiembrie anul trecut, grupul francez Airbus și IAR Ghimbav au semnat la Paris contractul de colaborare exclusivă pe o perioadă de 15 ani, prin care compania română devine contractor principal pentru orice comandă viitoare a Ministerului Român al Apărării. Noi am trăit pentru că, de exemplu, în ultimii 12 ani, 200 și ceva de milioane de dolari a fost exporturile noastre. Am ajuns la un moment dat, am acordat credit furnizor Armatei Române în perioadele dificile, 2002, 2003, 2004. Deci, să depinzi doar de un singur client, nu ai nicio șansă. Am înțeles, deci diversificarea portofoliului de produse, în primul rând, de piețe. Care sunt astăzi produsele pe care le vinde IAR-ul? Din 1968, din 70 de fapt, da. Am fabricat elicoptere Alouette, 201 elicoptere, atât pentru piața internă și export. Am fabricat 156 de elicoptere Puma, plus 50 de kituri complete, structuri, tren de aterizare, deci peste 200 de elicoptere Puma. De asemenea, în proiectare proprie, s-au fabricat peste 1000 de planoare, motoplanoare și avioane ușoare. Faimoasele IS-28B2, motoplanoare, avioane ușoare, care au fost exportate în toată lumea, inclusiv în Statele Unite, Australia, Europa, peste tot. Deci experiență am avut. După 90 ne-am axat, partea de aripă fixă a fost separată în 2003 și ne-am axat pe cele două tipuri de elicoptere și în special pe Puma. După 90 fabrica a intrat într-un proces de restructurare. A fost un proces greoi, deoarece știți foarte bine, era reticența că fabricile trebuie să aibă mii de oameni. Din fericire am ajuns la un nivel actual în care nivelul de producție aproape este similar cu cel înainte, dar cu de 7-8 ori oameni mai puțin. Și în plus, totul se rezumă la marfă fabricată și vândută. Experiența ne-a permis să menținem elicopterul la standardul momentului. În așa fel încât, dacă discutăm astăzi, în ultimii 12 ani am avut 4-5 programe majore de modernizare în care am upgradat elicopterul Puma la solicitările clienților interni și externi. Avem elicopterul Puma navalizat, cu echipamente de ultimă generație, la fel ca și cele ale... Este cel mai greu model de fabricat, este un Puma naval? Greutatea, nu munca efectivă, este greutatea în aviație și problema de integrare a echipamentelor în așa fel încât ele să lucreze unitar pe elicopter. Ele nu funcționează fiecare aparat, fiecare echipament singur. Ele trebuie integrate și în momentul în care schimbi un echipament, trebuie tot softul și integrarea pe elicopter să fie refăcută, elicopterul să fie calificat după normele de aviație
și după aceea să plece la și să demonstreze performanțele pe care le cere clientul. A fost și ceva bun care s-a păstrat dinainte de 89, nu știu, în structura de fabricație, în linia de producție, în Din punct de vedere tehnologic, tot ce s-a făcut înainte de 89 în IRE a fost bun, s-a fost lucrat după tehnologia franțuzească, chiar și acele asimilări care nu erau economic eficiente, dar ele, din punct de vedere tehnic, corespundeau. Nu puteai spune că o piesă care a fost fabricată în România, chiar dacă era la un cost mai mare decât afară, că te obliga să faci, dar din punct de vedere performanțe sau calitate, e similară cu cele de afară. Pentru că sunt teste care se fac, nu-ți permiți să pui în pericol. În aviație nu se poate greși decât o singură dată, da? Decât o singură dată, da. Deci nu trebuia totul, cum să vă spun, în momentul 89, nu trebuia totul aruncat la coș, tăiat la fier vechi și mers mai departe cu ce anume? Nu, din punctul nostru de vedere, ce am făcut noi, restructurarea capacităților, chiar dacă a fost dureros pentru oameni, nu puteai să reziști. O fabrică cu 4-5 mii de oameni afară face 7-1 miliarde de euro pe an, deci nu puteai să o menții, că trebuie și un volum de vânzări, iar nu întotdeauna în domeniul militar poți participa la licitații, sunt influențe politice, de interes, de alianțe, de tot felul. Deci era clar că trebuie să ne limităm la posibilitățile care le avem în România și de a menține produsul la nivelul cerințelor clienților. Și practic să rămâneți, iată, producător de elicoptere într-o țară relativ mică. Într-o țară relativ mică, dar care, vă dau un exemplu, am reușit al doilea mare client al nostru după Armata Română a fost Emiratele Arabe Unite. Noi am avut contracte de 35 de elicoptere. În ultimul contract semnat în 2002 l-am finalizat în 2010 și la ora actuală lucrăm pentru ei, unde, vreau să spun, Emiratele Arabe Unite e unul din primii cumpărători din lume de armament, iar la banii lor își permit orice este în topul achizițiilor. Faptul că noi am reușit să vindem arată că totuși produsul este un produs bun. Domnule director, ce model este acesta și aș vrea să deci, ne explicați? Acesta este modelul Puma IR 330 Puma SAR, cercetare salvare. Este prototipul omologat în noiembrie anul acesta. Este primul elicopter dintr-un contract de 7 cu Ministerul Apărării. Destinația lui principală este pentru misiuni de cercetare salvare și în special pentru misiuni externe. Și acum ce stadiu este de... Elicopterul a fost recepționat. Recepție deja e finalizată. A fost recepționat, a fost omologat, recepționat. Are deja 100 și de ore de zbor. La ora actuală aparține Ministerul Apărării, se află la Brașov pentru partea de școlarizare. Avem obligația de a școlariza 12 echipaje ale Ministerului Apărării. Deci dânsii sunt piloții care fac școală, practic aici? Care fac școală la noi, da. La IRE. Deci nu doar producție, mai faceți și mai structaj, facem. Este școală. Obligatoriu. Este obligatoriu. Întotdeauna suntem obligați să asigurăm mentenanță, școlarizare, piese de schimb, documentație, pe toată durata viața elicopterului. Înțeleg că este un loc unic, practic, în România, unde se poate face așa. Pentru elicoptere, da. Pentru elicoptere, da. Elicopterul este dotat cu echipamente noi, de ultimă generație, pentru... Foarte multă tehnică, observ, foarte chiar dacă nu mă tehnică, pricep. Da, foarte multă tehnică, un sistem nou de navigație și aterizare în condiții dificile, de ceață, vizibilitate și redusă. Și observ, pilotul are o cască specială. Acest sistem Bright Night este un sistem de ultimă generație. Suntem primii care l-am integrat pe elicopter. Sistemul de navigație în cască există în toate elicopterele fabricate în Europa sau în Statele Unite. Și ciclul de viață al unui asemenea produs, cam cum arată în cifre mai ciclul de viață are un ciclu de viață nelimitat, atâta timp cât poți să asiguri piese de schimb și mentenanța. Reparația capitală este prevăzută la 12 ani sau 6.000 de ore. Ea constă, de fapt, într-o reconstrucție a elicopterului. Toate așa, piesele și reparație capitală, da, înseamnă, de fapt, o reconstrucție reașezare a fiecărei piese. Și înlocuirea obligatoriu a tuturor pieselor cu limită de viață.
Deci, noi nu putem, dacă mă întrebați pe mine, într-un elicopter nou care a funcționat 4.000 de ore și un elicopter ieșit în reparație capitală după 100 de ore, este mai nou cel ieșit în reparație capitală decât celălalt. Deci, după reparația capitală, ceasul se dă la zero, resursa curge ca pentru unul nou. În această industrie sunt toate prețurile cu foarte multe zerouri, constat. E practic nu, una sunt dintre... prețuri, sunt prețuri... Într-adevăr, cu multe zerouri. Una dintre industriile cu foarte mare valoare adăugată, nu? Contează foarte mult complexitatea echipamentului, pentru ce condiții vrei să le iei. Comenzile sunt diversificate, adică aveți o gamă foarte largă de cereri, nu? Deci poți să cumperi un radar cereri, nu? De la câteva zeci de mii până la 2 milioane. Sau 1,5 milioane. Deci, depinde ce dorește clientul, ce vrea să facă cu el. Cât de competitive sunt produsele noastre? Nu discutăm despre prețurile de pe piața românească, pentru că, fiind furnizorul unic, noi suntem obligați să justificăm consumurile, să justificăm prețul care îl cerem, și mi se pare normal, pentru că altfel statutul de furnizor unic ți-ar permite să ridici. Pe piața externă, faptul că suntem pe diverse piețe arată că raportul calitate-preț e competitiv. Care sunt marii competitori cu care vă bateți? Suntem în competiție cu Airbus Helicopter France. În fericire, în ultimii ani am dezvoltat relațiile cu Airbus Helicopter France. Avem un agreement pentru fabricația noului tip de elicopter IR H215 pe platformă la Brașov, în cazul în care și autoritățile române decid să cumpere elicopterul respectiv, ca un prim pas pentru piața externă. Colaborăm pe diverse piețe cu Airbus Helicopter. În ultimii 2 ani am decis să mergem împreună, să nu fim în competiție și să mergem împreună, ceea ce este un mare avantaj. Baza menținerii în viață a fabricii în viitor. Au apărut și oferte de peste ocean, Bell Helicopters, din câte știm. Într-adevăr, noi avem un memorandum semnat pentru integrarea la Brașov a elicopterului de atac. Din păcate, până în momentul respectiv, nu am intrat în detalii vis-a-vis de ce se dorește să se transfere în România. Ce v-ați dorit dumneavoastră să cumprindă acest contract? Având în vedere și amploarea contractelor de achiziții, și nu mă refer numai la elicoptere, la orice echipament sofisticat, complex, pe care să plătesc miliarde de dolari, componenta care se industrializează în România trebuie să fie majoră. Și ne uităm la țările din jurul nostru, unde offset-ul este 40, 50, 60, până la 100%. Noi ne-am dorit să fie la fel. Deocamdată s-a făcut un studiu în care s-a constatat că putem face elicoptere, ceea ce nu cred că știam de prin anii 70. Din anii 70. Noi insistăm pe lângă autoritățile române, Ministerul Apărării, Guvernul României, Ministerul Economiei, ca gradul de integrare în România să fie major, pentru că, vă repet, problema nu este numai achiziția. Achiziția reprezintă o sumă importantă. Problema este costurile de a le menține în viață. Și aici sunt bani care trebuie să-i cheltui zi de zi, an de an. Iar faptul că elicopterul Puma a fost integrat 85% în România, la IAR, la turbomecanica pentru motoare, ansamble mecanice, Aerotech, Aerostar, Aerofina, duce ca flota achiziționată în ultimii câțiva zeci de ani să fie la nivel, să fie bună de zbor, să poată fi reparată în România și cu costuri rezonabile. Toate țările au elicoptere, atât în armată cât și în utilități. Iar să știți, nu neapărat, ne povesteau cei de la Bell la un moment dat, era cineva din Germania și spunea, dădea exemplu, că noi încă nu aveam elicoptere care să intervină zmurdul și astea. Și spuneau, domnule, nu știu câte sute de elicoptere are partea asta de salvare în Germania. Și ea spunea, zice, domnule, să nu credeți că guvernul Germaniei a vrut neapărat să plimbe rănitul cu elicopterul. Deci s-a făcut un calcul, intervenția cu elicopterul salvează 2 răniți din 3 față de intervențiile în caz de accidente și astea. S-a făcut un calcul, câți răniți salvezi, câți oameni nu decedează, ce despăgubiri plătește statul german și a constatat că un elicopter este statul mai și recuperează într-un an, doi. Deci este rentabil exact, să produci exact, elicopter. Și să le utilizezi pentru în sistemul exact. De salvare. Deci pentru noi,
Deci problema... nu doar calculele unui regim comunist arătau că trebuie să aibă România un asemenea producător, ci iată și cerințele lumii în care trăim astăzi. Eu vă spun, de exemplu, ce spuneau, v-am spus, Emiratele erau al doilea client al nostru. Și au stat mult, au fost aici. Și se tot discuta atunci că se închide iarău, nu se închide, că se vinde, nu se închide. Și ei spuneau, zice, domnule... V-au cântat mulți prohodul, să spun așa, nu? Iertați-mi expresia, dar... Să ai o asemenea fabrică după 90... și să nu o utilizezi, trebuie să fii nebun. Bună ziua, înțelegem că vă ocupați de cosmetizarea, sau cum se spune, reparații, de reparații, întreținere. Reparație, mentenanță. Ține, de când lucrați aici la Iare? De mult? Eu de 30 de ani. 40. Mulți înainte să ne duci. Da, sunt oameni cu experiență, oameni buni, care ne-a permis să... Îți trebuie experiență. Nu se trebuie experiență. Fără experiență școală, nu poți să dezvolți produse. Nimeni în lume nu-și fabrică normalizatele. Dacă mergeți și vizitați Airbus Helicopter, Sikorsky, Bell, Boeing, în fabricile, în companiile lor, se face asamblare, iar în spatele lor sunt zeci și sute și mii... Aceea industrie pe orizontală, exact, nu? Și pe care, în mare parte, îi utilizează toți. Deci, pentru partea de faimosul șurub, de unde luăm noi, îl leau și francezii, și italienii, și englezii, și americani. La prețuri diferite, probabil. Nu, nu neapărat. Nu neapărat. Nu neapărat. Astăzi avem acea industrie pe orizontală care să susțină ce se produce. Mă refer la componente românești, sau, mă rog, la produse de fabricație românească, dacă mai există acel lanț care să vă susțină aici. La noi există. Din fericire, colaboratorul nostru principal, Turbomecanica, este în București. Ei au fabricat motoare și ansamble mecanice, cele mai complexe piese de pe, dintre cele mai complexe. Capacitatea lor există și astăzi în București. Reparăm capital la ei, în condiții foarte bune, atât de preț și calitate. Avem aerotehnul pentru partea de hidraulică, avem aerostarul pentru partea de tren de aterizare. Elicopterul Puma a fost integrat 85% în România. De asta și ne putem permite menținerea lor în viață cu costuri rezonabile pentru armata română. Și acum o întrebare suplimentară la acest subiect cu Puma și cu francezii. Dacă, să spunem, un contract care v-ar avantaja și din partea Bell Helicopters, v-ar putea, adică ați avea capacitatea să asimilați și acel contract și să dezvoltați aici producție la Brașov și pentru Bell? Sau ar însemna totuși un efort financiar, nu, din partea statului consistent? Ca să fim foarte clar, indiferent ce s-a spus în presă, noi avem un angaj pentru elicopterul multirol din gama elicopterului Puma. Noul elicopter Super Puma H215, iar H215, care vreți să avem un contract de exclusivitate cu Airbus Helicopters. În cadrul pachetului de colaborare cu ei, considerăm că este singurul benefic pentru noi. Nu putem semna un alt contract pentru elicopter similar cu altă companie, pentru că nu cred că ce pui în loc poate înlocui ce avem astăzi. Și simultan nu puteți face și nu, în primul rând că contractul semnat ne interzice. Este un contract, nu poți să fii producător pentru două companii, pentru două companii și să mergi la o licitație cum? Cu ce mă duc? Cum mă duc cu unul sau cu altul? Nu merge. Ai acces la niște informații de cost comerciale, tehnice, nu se poate, adică nu se amestecă. În privința elicopterului de atac este o altă discuție. Depinde de decizia autorităților, dar și acolo, ca să poată fi viabil și să poată fi menținut o capacitate la Brașov, trebuie gradul de integrare crescut. În așa fel încât să poți fabrica ceva în România. Și aici procentul de integrare în România trebuie să fie peste un anumit nivel, ca să putem spune că e un produs cu cât mai românesc. Este un nivel care se calculează, este un optim economic între investițiile care trebuie să le faci, între oamenii care să-i ții, între parte tehnică și parte de muncitori, calitate și altul, și volumul de activitate care îl faci. Dacă tu nu menții capacitatea în viață, nu poți să spui că asiguri mentenanța nu știu câți ani. Deci este un nivel. Ca o comparație, pentru Iare Brașov astăzi, dacă nu lucrăm nimic și venim toți la servici, ne costă 25-30 de milioane de euro par. Deci de aici, în plus, se adaugă materiale și tot, și pentru toate astea trebuie să găsești comenzi. Să ai cui vinde această marcă. Altfel, nu poți trăi.
Am înțeles. Foarte interesant. Dacă din elementele acestea de indicator economic final, de rezultate ale activității economice, puteți să ne dați câteva cifre care sunt publice, sau mă rog, da, în premieră, noi suntem listați pe, nu, suntem listați pe burtă. Societatea astăzi nu are datorii, nu are credite. Avem o linie de credit cu Banca Comercială Română pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară, pentru că în aviație sunt de valori foarte mari. Anul ăsta estimăm o producție în jur de 300 de milioane, la un număr de 300 milioane de lei, cu 390 de salariați, din care 40 sunt în școlarizare. Dacă faceți un calcul, este o productivitate bună, între cele mai mari din România, cred. Deci ne permite să avem profit. Probabil profitul va fi undeva în jur de 20 ceva de milioane. Nivel al salariului mediu, sau dacă putem da niște limite de salarizare, cel mai mic salariu aici la noastră? Ce pot să vă spun este că salariul mediu în IAR, brut cu toate bunurile, este între 5.700 și 6.000.